Suntem la a treia ediție de la Ziua Blogărilor la Teatrul Masca și stăm de vorbă cu, cred, cel mai mic spectator. Bună, cum te numești? Angel Mihai Ștefania. Ștefania, tu de câte ori ai văzut piesa până acum? De multe ori. Să știți că pentru noi e prima dată când am văzut piesa, dar Ștefania a văzut piesa de mai multe ori până acum. Tu ai venit la repetiții, da? Da. Și ce ți-a plăcut din piesă cel mai mult? Da, zi-mi tu replica aia haioasă care ai spus-o în timpul piesei. Ce replica ai spus-o în timpul piesei? Măsa, măsi! Bă, deci dacă vreți să vedeți piesa asta, asta e replica, da? Măsa, măsi! Vedeți voi exact despre ce este vorba, da? Bună! Bună! Cum ți s-a părut piesa? A fost tare faină. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Care a fost replica preferată? Fetița m-a auzit-o. Da, știu, fetița a spus mama măsii. Nu știu, mi-au plăcut multe replici. Trebuie să mai vin o dată. Să mai văd cel puțin o dată. Vreau să te întreb cu ce ai face asociere între această piesă și viața reală. Nu știu, la ce te-a dus cu gândul metafora din piesă? La rolul femeii în viață. Bă, deci așa rele sunt femeile, să înțeleg? Nu neapărat. Asta mi-a transmis mie piesa. Nu, că sunt așa șirete. Ele nu sunt parșive, nu sunt șirete. Nu, sunt acolo ca să obțină ceea ce își doresc. E decât o exagerare, da? În orice caz, voi veniți și bucurați-vă de piesă, da? E o piesă tare faină, da. Veniți și bucurați-vă de ea. Mersi frumos. Salutare! Salutare, gașcă! Am văzut că e o singură gașcă mai mare și vrem să-i luăm la întrebări. Salut, Bogdan Niculae de la redacția Forfante deranjează. Emil Călinescu, sunt emilcălinescu.eu, blogul meu. Stai să mănânc și eu ca să ne simțim bine. Cum te-ai simțit la piesă? M-a simțit foarte bine, mi-a plăcut mult piesa. E prima oară când vin aici, dar promit că mai revin. Noi suntem al doilea an la Ziua Blogărilor și ne-a plăcut foarte tare. Cum se pare inițiativa? Mi se pare o inițiativă foarte bună și aș încuraja o să fie la mai multe teatre o zi a blogărilor, măcar o zi pe an a blogărilor. Să învățăm pe blogger să mai vină și pe la teatru și ei o să mai revină cu plăcere acolo, cu siguranță. Și cu siguranță la rândul lor să învețe și pe cititorilor să mai meargă din când în când la teatru măcar, nu? Bineînțeles, orice blogger, deci în general de aici bloggerii în proporție 70% vor scrie despre piesă. Mi-a luat rolul. Zi tu mai departe, întreabă-i tu. Cum ți s-a părut piesa? Mi s-a părut foarte mișto. Eu am mai fost la teatru și chiar mi s-a părut ceva nou pe piață. Până acum recunosc, n-am mai fost la tipul ăsta de piese. Acum să întreb eu. Bun, cum ți s-a părut piesa? Fenomenală. Deci a fost și anul trecut, amândouă au fost la fel de bune, dar a fost puțin diferit anul ăsta. Au știut și mai multe persoane. Am înțeles. Tu? Mi-a plăcut foarte mult, a fost foarte amuzantă. Și aș mai veni. Luăm interviu și... Bine, da? Deci este onoare să fiu aici alături de voi și piesa a fost magnifică. Andrei, cum ți-a părut piesa? Eu am fost lăsat în aer, chiar și pe spate câteodată. Am fost odată cu actorii și nu venea să cred cât de tare mă doare fundul. Băi, oricum piesa a fost foarte tare, am râs, ne-am distrat și mai venim la Teatru Masca, da? Da, mai venim, am văzut că aveți pe blogger Initiative să cumpărăm cu punctele acelea și probabil următoarea dată așa voi face. Mersi frumos, mersi! Cu plăcere! Mersi!